În condițiile în care piața muncii din județul Buzău este în mare deficit de personal, iar mai multe firme nu găsesc oameni pe care să-i angajeze, unii beneficiari ai ajutorului social refuză să lucreze atunci când li s-a oferit o slujbă ori să se califice într-o meserie. Mulți dintre ei nu au trecut cu lunile pe la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, deși aveau această obligație. Din aceste motive, în aprilie, aproape 208 persoane au fost scoase de la plată și nu vor mai primi suport financiar oferit de stat. 278 de persoane sunt beneficiari de legii 416 care au fost scoși în evidență pentru neprezentare la viza periodică de 6 luni, Dumnezeu, ata la 6 luni ar trebui să vină, pentru refuz de curs de calificare sau refuz de loc de muncă. Și în continuare vreau să vă spun că nu mă voi abate, scuzați bâlba, niciun milimetru de la această decizie care înseamnă nu te-ai prezentat, îi scoși în evidență. Pentru că nu este în regulă ca să avem în evidență un număr așa de mare de persoane și în momentul în care oferă un loc de muncă sau un curs de calificare să fie refuzat. Dacă în privința celor care nu vor să muncească, oficialii AJOFM sunt fermi, aceștia din urmă admit că sunt și cazuri particulare ce trebuie să beneficieze de înțelegere. Este vorba despre acei beneficiari de ajutor social din localități aflate la mare distanță de zonele unde este nevoie de forțe de muncă, inclusiv necalificată. Cererea de angajați este foarte mare în municipiul Buzău, unde cei din localitățile îndepărtate nu pot ajunge din cauza distanțelor și a costurilor mari de transport, așa că aceste persoane vor beneficia în continuare de asistența statului.